Dorim să citim un cuvânt care se constituie suportul lucrării care urmează și vom deschide Cartea Sfântă la ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 1, pagina Bibliei 1205. Vom citi câteva versete de aici. Începând cu versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era, Cel ce vine, Cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Și apoi două versete, versetul 17 și 18. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Amin. Se pot ocupa locurile? Dragii mei, ne bucurăm că suntem în casa Domnului și cea mai mare binecuvântare este să stăm mereu în prezența Domnului. Cu cât stăm mai mult în prezența Lui, cu atât mai mult beneficiem de binecuvântările Domnului. Și aici Dumnezeu ne binecuvintează în viața aceasta trecătoare, dar sigur, adevăratele răsplătiri, cum spunea Petru în epistola lui, să aibă ca urmare slava, lauda și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Răsplătirile reale vor fi atunci, mereu îmi zic, Doamne, ce răsturnări de valori vor fi. Valorile adevărate nu acum se văd, să știți, întotdeauna. Valorile atunci se vor vedea, fiecare ce am făcut. Biblia spune acolo în Ioan, capitolul 14, să nu vi se tulbure inima, să nu se înspăimânte. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Dacă ne-am gândit noi tot timpul și am fi marcați de acest lucru, cum spunea despre Domnul Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia celui preanalt, pentru bucuria care era pusă înainte. Ori și nouă ne este o bucurie, o speranță, în virtutea acestei speranțe să trăim. Asta înseamnă să fim marcați tot timpul de acea împărăție, de locul acela glorios pe care Domnul a promis aleșilor Lui. Spune aici, printre altele, în cartea Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și mereu mă gândesc la această descoperire. Nu se poate o întâlnire reală și autentică cu Domnul fără această descoperire, acest impact care trebuie să aibă loc în viața unui om. Vreau să nu uităm, dragii mei, există o parte a noastră, dar există partea lui Dumnezeu. Când există întâlnirea aceasta, e acea contopire, momentul acela nemaipomenit, care lasă în urmă o mare binecuvântare. Descoperirea este a Lui. Biblia spune, printre altele, în Ieremia, capitolul 30, cine ar îndrăzni să se apropie de capul Lui, de mine, de Dumnezeu, de providență, nu te poți apropia oricum și oricine. Există sigur o rânduială, noi nu ne putem apropia de Dumnezeu de bună oară decât prin Domnul Iisus. Nu există o intrare în împărăție fără Domnul Iisus, totul este prin El.
Biblia spune printre altele, foarte frumos, sigur, în multe locuri, citesc doar câteva versete, spune în Cartea Efesenilor, cuvântul Domnului aici, zice, printre altele, în versetul 9, citim și 8, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, Dumnezeu. Înainte de a fi fost creat ceva, Dumnezeu a creat, a conceput o organigramă, în virtutea căreia Dumnezeu acționează și lucrează. Totul este după plan. Până și Fiul lui Dumnezeu ne spune Biblia că în lumea aceasta El a lucrat totul după un plan bine stabilit. Și când Domnul face acea dare de seamă în ultimă instanță, în Ioan în capitolul 17, El spune, Tatăl, am dat cuvintele tale, am sfârșit lucrarea ta, nimic de la mine. Domnul Iisus s-a împlinit întru totul planul celui preanalt. Domnul Iisus întotdeauna a încercat să scoată în evidență slava Tatălui. De-aia când Filip l-a întrebat, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Tot ce fac eu nu este al meu, ci este al Lui. Spune Biblia cu privire la acest plan nemaipomenit, foarte frumos în Efeseni, zice, prin descoperire dumnezească, spune Pavel în capitolul 3, versetul 3. Am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Apoi spune aici în versetul 10 și 11, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Totul este prin El. Nu există nimic fără Domnul Iisus. Spune aici în Cartea Colosenilor, printre altele, tot în această idee, El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Versetul 19 și 20, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Iar versetul 9 și 10 parcă este ca o încununare a acestor sublinieri. Zice așa, căci în El, în Domnul Iisus, locuiește, trupește întreagă plinătatea Dumnezeirii. În El, în Iisus Hristos, voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. De aceea, dragii mei, aș vrea să nu uităm, descoperirea este a Lui, Tatăl i-a dat-o Fiului. Și nimeni nu-L poate cunoaște pe Tatăl, nu poate cunoaște planul și taina dacă Domnul Iisus nu îi se descoperă. Dar sigur, există o parte a noastră, că există oameni care, printre altele, probabil, uitați ce spune aici în Faptele Apostolilor vis-a-vis de acest lucru. Spune aici, printre altele, în Faptele Apostolilor, o subliniere, versetul 48. Neamurile se bucurau când au auzit, versetul 48 din capitolul 13, când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau acum, atenție, rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Și mulți se leagă de acest verset, păi dacă sunt rânduit, înseamnă că nu pot să fac nimic de la mine. Dar cine este rânduit să capete viața veșnică? De bună oară spune aici versetul 39, tot din capitolul 13. Și oricine crede în El este iertat prin El. Cine este rânduit? Cel ce crede. În Faptele Apostolilor spune Biblia, în capitolul 10 de bună oară. Spune aici, printre altele, atunci Petru a început să zică, să vorbească și a zis, în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El. Deci aș vrea, uitați ce legat, sigur, noi nu putem lua doar un verset să-l tâlcuim. Un verset îl tâlcuiește pe celălalt, o carte pe alta, un capitol pe altul. Spune și toți cei erau rânduiți, care sunt rânduiți? Spune aici, văd că Dumnezeu este nepărtinitor și că în orice neam cine se teme de El. Cine e rânduit, cine se teme de El. Cine îl caută pe Dumnezeu, se produce acel impact. Domnul face și El pași. Facem noi, de-aia spune omului Dumnezeu Iacov foarte frumos. În cartea lui Iacov, omului Dumnezeu spune aici, printre altele, foarte frumos în această idee. Și uitați ce spune el,
Printre altele, subliniază acest adevăr, este aici foarte bine conceput, subliniat. Spune Apostolul Pavel, zice, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Facem pași, Dumnezeu nu este indiferent, pentru că nimeni nu este mai interesat de ca Dumnezeu de mântuirea noastră, să știți. Nimeni. De multe ori, poate noi încercăm să arătăm și să pozăm că suntem interesați și trebuie să fie așa. Dar dincolo de noi, mai mult decât oricare, niciun tată nu poate fi mai interesat de mântuirea copilului lui ca și Dumnezeu. Dumnezeu e cel mai interesat. Pentru că El ne-a creat și El ne dorește binele, ne-a creat nu să fim nefericiți o veșnicie, ci El vrea să fim o veșnicie în prezența Lui. Dar e foarte important această dorință, această căutare. Spune printre altele în această idee foarte frumos în cartea Exodului, în capitolul 3 aici am găsit ceva ce mi-a plăcut mult. Spune aici printre altele despre omul lui Dumnezeu, despre Moise. În capitolul 3 spune așa, Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Vreau să vă spun, 40 de ani Moise a păscut turma socrului său, învârtindu-se într-un cer, nu a depășit pustia. Odată, după 40 de ani, a depășit pustia și atunci l-a întâlnit pe Dumnezeu și Dumnezeu i s-a descoperit. Și Dumnezeu i-a vorbit și Dumnezeu i-a descoperit planul pe care îl are pentru noi. Vreau să vă spun, de multe ori poate, vedeți, chemarea noastră nu neapărat este să trecem de la o biserică la alta. Dacă numai asta am făcut, n-am făcut nimica, să știți. Noi când venim, noi trebuie neapărat și necondiționat să ne întâlnim cu Domnul, să venim la El. Nu, o biserică locală nu poate mântui. Nu poate da mântuire. Nici un lucrător, nici un predicator, oricine este el. Povestea Apostolul Pavel. Biblia spune în Noul Testament despre Pavel, a fost până în al treilea cer. A văzut lucruri nemaipomenite. Zice, bazmale sau șorzuri atinse de trupul lui duse la mari distanțe, punându-se peste cei bolnavi și bolnavi erau tămăduiți. De el spune, căci aproape că doresc eu însumi să fiu anatema. Despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Vrea să le mântuiască, dar nu a putut să mântuiască pe nimeni. Nici Pavel nu a putut să mântuiască. Singurul care poate mântui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De-aia Biblia spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Noi nu ne putem apropia de Dumnezeu decât prin El, dar prin El avem acces. Depășind pustia acestei lumi, chiar a unei lucrări, dragii mei. Vedeți, aș vrea să nu uităm, chiar atunci când venim într-o biserică locală, pentru că de Dumnezeu când te apropii, neapărat trebuie să te apropii de biserică. Nu se poate să te apropii de Dumnezeu și să stai departe de biserică. Când te apropii de Dumnezeu, trebuie să te apropii de Biblie, de Cartea Sfântă. Aici Dumnezeu ne descoperă voia Lui. Aici e oglinda care ne vorbește, aici ne vedem viața noastră. Realizăm ce suntem noi în adevăratul sens al cuvântului și vedem cât de mare este Dumnezeu. Ei, cine se apropie de Dumnezeu, se apropie de Biblie. Cine se apropie de Dumnezeu, se apropie în rugăciune. Îl caută în rugăciune pe Dumnezeu. Asta este legea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Dar uitați ce spune aici în Fapte, în capitolul 10, printre altele. Versetul 33 spune așa, am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Când venim aici, dacă nu suntem conștienți că suntem înaintea lui Dumnezeu, n-am realizat prea multe. Ne vom duce și vom spune, a fost o predică, a fost o fanfară frumoasă, o orchestră și așa mai departe, dar prea mult nu se va realiza. De aceea când noi venim aici, trebuie să venim neapărat la Dumnezeu, trebuie să ajungem în prezența Lui. Singurul care poate schimba, poate transforma, ne poate descoperi voia Lui și atunci vom pleca plin de bucurie, ca și acel famen. Famenul a avut o întâlnire cu Dumnezeu și chiar dacă Filip la un moment dat a dispărut, Duhul a răpit pe Filip, el și-a văzut de drum plin de bucurie. Pentru că mântuirea și Dumnezeu este mai important decât oricine altul. Dar e foarte important când venim aici să venim, dar apoi să venim în prezența lui Dumnezeu. De aici mai spune încă o subliniere, zice, și să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Foarte important. Să ascultăm tot, aia înseamnă să fiu ochi și ureche aici, să fiu foarte atent la ce se predică. Chiar cântările au un mesaj, nu numai să aud o melodie, ci să fiu foarte atent la textul care există, care se cântă. Iar apoi textul și cântarea aceasta mă poate transforma. Toți suntem aici să ascultăm tot, nu parțial. Știți ce a spus Domnul Matei, capitolul 28, versetul 24? Zice, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot. Vreau să vă spun, de multe ori sunt persoane care se întorc, dar nu păzesc tot.
Există de multe ori anumite colțuri, anumite unghiere ale vieții noastre, ale inimii noastre, lucruri care rămân. Pe așa sunt și binecuvântările în viața unui om. Totul este direct proporțional. Știți ce a spus Petru de bună oară și apostolii? Doamne, noi am lăsat totul pentru Tine. Am lăsat toate lucrurile. Și Domnul le spune, voi care le-ați lăsat pe toate, le aveți pe toate. Le primiți pe toate. E atunci în ziua aceea veți vedea adevărata răsplătire. De aceea eu doresc din toată inima Domnul să binecuvinteze toată biserica. Amin. Doamne, vrem cu adevărat să slujim Ție, vrem să fim ai Tăi. Vrem, o Doamne, întotdeauna să ne apropiem și fiecare părtășie în casa Domnului de bună oară și în seara aceasta. Vrem, o Doamne, să ne apropiem mai mult de Tine. Tot timpul noi trebuie să ne apropiem de Domnul. Cu privire la această apropiere, uitați ce spune omul lui Dumnezeu Petru. Petru spune aici, în capitolul 2, 1 Petru capitolul 2, versetul 4, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Dar aici arată și cum să te apropii, nu oricum te poți apropia de providență, spuneam, de Dumnezeu. Spune aici, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice prefăcătorie, de pismă, de clevetire și așa mai departe. Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat. Și apoi spune, apropiați-vă de el. Ei, dragii mei, noi nu putem singuri să le pădăm. El vede dorința noastră. Noi dorim, noi îl căutăm, îl căutăm prin rugăciune, îl căutăm la biserică. Noi îl căutăm aici, prin cuvânt, citim cuvântul acasă. Și Dumnezeu vede străduința noastră și îl întâmpină dorința noastră, căutarea noastră. Această căutare este foarte frumos, autorul epistolei către evrei. Uitați ce spune și el aici, în capitolul 4 de bunoară, versetul 16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, cu deplină încredere. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Mă gândeam și în zilele acestea, extraordinar, cea mai mare binecuvântare pe care am avut-o în viață a fost că Dumnezeu m-a căutat. Și că mi-am deschis inima la vremea potrivită. Vorbesc de multe ori în familie cu soția și de multe ori ne zicem unul celuilalt, Doamne, ce binecuvântare, nu e altă mângâiere și bucurie mai mare. Și aici simți bucuria și părtășia și prezența Domnului, dar nu mai vorbim dincolo în veșnicie. Uitați ce spune în Evrei, în capitolul 10. Evrei, capitolul 10, versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu o credință deplină. Când ne apropiem de Dumnezeu și atunci El se apropie de noi și El este Cel ce lucrează. Deci încă o dată aș vrea să nu uităm ce spune aici în Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care a dat-o Dumnezeu, Domnul Iisus, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin Îngerul Său la robul Său Ioan. Dacă ar lipsi Apocalipsa din Biblie, să știți că ar fi ceva incomplet, nedefinit. Ori Dumnezeul nostru spune, este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dumnezeul nostru, la cine adaugă ceva, la ce are El, Domnul îi adaugă urgii. Dacă cineva scoate ceva din cartea aceasta, Domnul îi scoate numele din cartea vieții. De aceea să lăsăm această carte să lucreze toată în viața noastră. În întregime, în totalitate, tot cuvântul lui Dumnezeu este de folos. Toată Biblia este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Doamne, vrem ca în seara aceasta să Te descoperi tuturor inimilor. Când Domnul ți se descoperă, atunci nu se poate să nu-L iubești cu toată ființa. Atunci nu mai vezi altceva decât pe El îl vezi. În același timp îți vezi până și, cum spunea Domnul Iisus, zice, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Aici nu e vorba de păcate mari. E vorba de lucruri mărunte, lucruri banale, care altădată așa mi se păreau. Dar cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atâta mai mult dorești. Îl vezi pe El ce minunat este. Îi vezi strălucirea Lui. Așa să nu uităm, îmi place acel exemplu. Spunea că la Domnul au venit foarte mult să-L ispitească. Printre altele au venit și niște farisei și au pus o întrebare. Doamne, e bine să plătim bir cezarului sau nu este bine? Și Domnul a spus, printre altele, arătați-mi un ban. Și întrebarea era următoare, chipul și slovele ale cui sunt? Zice, ale cezarului. Dați dar cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Chipul în viața mea și a ta, a cui este? Este chipul lui? Păi nu pot să dau lumii dacă este chipul lui în mine. Ce al cezarului, dau cezarului. Dar dacă nu e chipul lui, este chipul lumii. Dar slovele, vorbele mele, pe care le am în fiecare zi, ale cui sunt? Ce-mi place extraordinar, zice Domnul, a luat cuvântul de fiecare dată.
Cuvântul era din belșug, cuvântul Tatălui în el. Ce mare lucru să ai cuvântul acesta, pentru că un alt lucru care urmează aici, după descoperirea aceasta, e strict legată de versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Auziți pe cine fericește Dumnezeu? Pe cine citește, pe cel ce ascultă și pe cel ce împlinește. Sunt mulți care aud și citesc, dar rămân la atâta, nu-i suficient. Trebuie să facem pașii necesari pe care Dumnezeu ni-i descoperă în cuvântul Lui. Ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei prorocii, acestei cărți extraordinare. Ne-am mai pomenit să citești cuvântul Lui Dumnezeu. Cu cât citești în El, noi ne-am propus o programă la biserică. E o programă, e panvon și se anunță chiar și cu toată biserica. Să citim în fiecare zi, să străduie și copiii să citească. Și în familie să citim, dar noi, am sigur, noi nu ne rezumăm doar la ceea ce e la programa respectivă. Dar nu se poate să nu citești cuvântul în fiecare zi, hrana spirituală. Noi avem nevoie de mâncare în fiecare zi. Pentru trupul acesta, pentru sufletul nostru există o hrană. Hrana e de natură și de esență spirituală. Dacă nu citim din cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, la un moment dat nu mai avem putere. Nu numai că ne dă putere, cuvântul este o putere, o forță de la Dumnezeu. Noi în lumea aceasta, în altercațiile și în luptele pe care le avem cu cel rău, dragii mei, noi nu avem alte arme, dar avem totuși două arme puternice. Știți care sunt armele? Prima armă este cuvântul lui Dumnezeu. De aia spunea Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. E o forță, este extraordinară. Cuvântul acesta e o putere, o hrană care îți aduce vlagă și îți aduce sănătate și îți aduce biruință. Dar apoi există Duhul lui Dumnezeu, cea de-a doua armă pe care noi o avem. Cele două, Duhul îți dă lumină, care cuvânt e potrivit în anumite împrejurări. Că de multe ori dacă n-ai Duhul să te lumineze, nu vei acționa arbitrar, la întâmplare. Ori omul lui Dumnezeu nu trebuie să acționeze arbitrar, haotic. El trebuie să aibă o viață ordonată, un drum cu o țintă precisă. Domnul Iisus ne spune Biblia că era samariteanul care a venit în călătorie. El a avut o țintă, o adresă și după aceea planul celui preanalt a acționat. De aceea rugăm, Doamne, umple-ne de cuvântul Tău. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura Ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea tot. Nu numai parțial, sunt persoane care de multe ori în anumite direcții nu vor să împlinească, au rezerve. Dar încă o dată subliniez. De multe ori omul care nu împlinește tot este trecut, cu atât este mai încercat, mai verificat, curățit. Domnul de multe ori ne curățește pentru că vrea în totalitate, în totul totului tot, să-i aparținem Lui, să fim ai Lui. Ce frumos spune în Psalmul 119, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Iar lui Timotei Pavel îi spune, sigur sunt multe texte, dar lui Timotei îi spune printre altele, zice, mi-aduc aminte de credința neprefăcută, strășluită în bunica lui, sunt mama Eunice și sunt încredințat că și în tine. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Dar Pavel mai spune încă ceva, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Când văd într-o biserică tineri care s-atenți, la noi avem foarte mulți copii, avem 978 de copii până la 14 ani. Foarte mulți copii și de multe ori mai sesizăm că nu toți sunt atenți și tineri. Când vedem tineri care nu sunt atenți, nu e în ordine, dar mai sunt unii. Păi aici, dacă nu ești Dumnezeu, ne binecuvintează funcție. Când vii, zice, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Mai bine să asculți decât să aduci o jertfă nebunilor. Aici noi nu venim numai să dăm noi, aici venim să primim de la Domnul ceea ce El are pentru noi. De aceea e foarte important. Pavel spunea lui Timotei, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Ce mare lucru să ai lacrimi, să te poți ruga și cu lacrimi. Lacrimi la ora actuală nu prea vezi. De multe ori vezi altceva, nu lacrimi. Eu doresc, Doamne, dă-ne lacrimi. Ferice, spune Biblia în Matei 5, de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Biblia spune în Psalm, printre altele, tu strângi lacrimile noastre în burduful tău. Și apoi în cartea Apocalipsa, El șterge lacrimile de pe ochii noștri, dacă sunt. Cine nu plânge aici, să știți că va plânge dincolo.
lacrimi aici, de bucurie, printre altele, sigur și de căință. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut și nu l-am slujit și mai mult pe Dumnezeu. Asta trebuie să fie deviza noastră. Deci am vrea Dumnezeu să ne umple de cuvântul Lui. Descoperirea lui Iisus Hristos nu poate veni în viața mea dacă eu nu-L caut prin cuvântul Lui, dacă nu citesc. Dar Domnul vede că eu citesc și El întâmpină dorința mea, căutarea mea. El vine, eu îl caut pe Dumnezeu și descoperirea lui vine în urma rugăciunii pe care o fac. Eu mă rog în fiecare zi. Ce mare lucru, eu mă rog lui Dumnezeu și aștept. Dimineața eu mă îndrept rugăciunea către tine și aștept. Ce frumos spune acolo autorul Psalmului 119, de 7 ori pe zi te laud, Doamne, de 7 ori pe zi. Tot el spune de 3 ori pe zi, dimineața, la amiaz și seara. Este extraordinar. Oamenii lui Dumnezeu au fost oameni ai rugăciunii, oameni ai Bibliei, ai cuvântului. Îmbibați, eu așa văd inima, așa am văzut-o întotdeauna, ca un burete. Inima din dreapta, bineînțeles, nu din stânga. Asta e inima din stânga, zice, inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui. Inima din dreapta, acolo sunt cele ce spune acolo în Matei 15 și în Marcu 7. Știți ce spune? Zice, din inima omului ies toate gândurile rele, furtișagurile și așa mai departe, toate păcatele, în inima din dreapta. Când are loc nașterea din nou, acest proces extraordinar, Domnul vine și scoate din inima din dreapta ce este rău. Și în locul acelor lucruri rele, Dumnezeu vrea să se instaleze El, să vină ca stăpân și domn. Cum vine Domnul în inima noastră? Prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui. De aia omului Dumnezeu spune, inima mea este plină de dă peste ea, paharul meu e plin de dă peste el. Doamne, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic. Ce frumos! Uitați ce spune în Faptele Apostolilor, printre altele. La un moment dat spune aici despre casa lui Cornelie, când Pavel dă o dare de seamă, la un moment dat spune capitolul 15, și Dumnezeu, versetul 8 și 9, și Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt și, ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință, le-a curățit inimile. Nu-i vorba de inima din stânga, asta are rol pentru trupul acesta, pentru, este pompa gigantă care întreține viața și noi existăm cât timp inima aceasta bate. E vorba de inima din dreapta, inima spirituală. Doamne, vino în inimile noastre! Dar Tu vino, Doamne, și ești funcție, atât de mult ești cât eu iau cuvântul Tău și-l citesc. Cât eu mă rog ca Duhul Tău să fie în viața mea, atât de mult ești Tu în viața mea și în inima mea. Ei, momentul în care are loc această descoperire, acest impact și această întâlnire, 4 lucruri trebuie să producă în viața omului neapărat. Le găsim aici în textul nostru, foarte frumos consemnate de Ioan în Apocalipsa. Primul lucru ne spune aici, versetul 5 din capitolul 1. Primul lucru, când are loc această întâlnire, această descoperire a Domnului în viața noastră. Zice aici, a Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Primul lucru, spălarea păcatelor înainte de orice altceva. Cel mai important lucru, să fie păcatele spălate prin sângele Domnului. Nu există un detergent care poate spăla păcatele. Există la ora actuală soluții extraordinare pentru haine. Să miroase cât de frumos, să le spele cât de bine. Tot felul de detergenți extraordinari. Dar vreau să spun, încă sufletul și viața omului, nimeni nu reușește să o spele, nici nu va reuși. Dar există totuși o soluție nemaipomenită. Și această soluție este sângele Domnului Iisus Hristos. Și aici spune a Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele Lui. Sângele Lui care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De 2000 de ani, sângele Lui are aceeași eficiență și aceeași valoare. Știți de ce vorbește mai bine decât sângele lui Abel? Pentru că de 2000 de ani, sângele lui Abel, de 6000 de ani, sângele lui Abel strigă răzbunare împotriva fratelui său. Dar sângele Domnului de 2000 de ani strigă iertare pentru cei ce vin la poala crucii Lui și acceptă sângele și jertfa Lui în viața lor. De aceea dorim, Doamne, spală-ne pe fiecare. Dar nu ne spală în forță, vreau să vă spun ceva, să nu uitați, nimeni ajunge accidental în cer. Nu va fi mântuit nimeni, măi, eu n-am vrut să fiu mântuit. A, uite, un concurs de împrejurări, fără să vreau. Da, de unde? Asta nu se întâmplă. Trebuie să dorești mântuirea neapărat, trebuie să o cauți.
Trebuie să-L cauți tu pe Domnul și te caută și El. Și la un moment dat va fi acea întâlnire între tine și Domnul. Și primul lucru care se produce și cel mai mare este spălarea păcatelor. Când Domnul te-a curățit, se produce nașterea din nou. Întâlnirea aceea, dăruirea pe care o ai. De-aia spune în Ioan, în capitolul 1. Zice, despre Domnul Iisus a venit la ei săi, la națiunea lui Israel. Dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Vreau să nu uităm, dragii mei, noi avem copii, dar cine n-ar vrea mântuirea copiilor lui? Toți ar vrea-o, toți o doresc, dar nu putem mântui pe niciunul din ei. Le putem vorbi, îi putem educa, ne putem ruga pentru ei, ne putem face partea noastră, dar e nevoie, de aia spune acolo Ioan, născuți nu din sânge, în virtutea faptului că sunt copiii noștri. Vreau să spun și aici, în biserică, dacă nu se produce nașterea din nou în viața cuiva, el poate cânta și în cor și în fanfară. Intrarea pe ușa aceasta aici, într-o biserică locală, nu ne garantează veșnicia neapărat. Dacă n-am intrat și pe poarta strâmtă pe care o găsim acolo în Matei 7, n-am rezolvat problema. Poarta aceasta strâmtă, etalonul de comparație, standardul pe care noi îl avem, este Domnul Iisus Hristos. Dacă nu se produce și întâlnirea încât să fie iertate păcatele, păi când ești iertat, ești iertat. Am întâlnit persoane care mereu mai întreabă, frate Eugen, sunt iertat sau nu sunt iertat? În ordine, sunt mântuit, nu sunt mântuit. Dar nu se poate așa ceva. În momentul în care ai primit mântuirea, în momentul în care ai fost iertat, trăiești literalmente iertarea. Un om iertat e un om plin de bucurie și plin de pace. E un om care de acum privește în perspectivă înainte. Îl dorește pe Dumnezeu și îl iubește cu toată ființa lui. Îi mulțumește tot timpul, cum spune acolo în Proverbe 15:15. Cine are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat. E un om care pe fața lui se vede efectiv această iertare pe care el o trăiește din plin. Eu doresc în seara aceasta, Doamne, iartă tot poporul acesta. Ne iartă de ceea ce am făcut de trecut, dar El ne iartă și în prezent prin sângele Lui. Sângele Lui stă ca o garanție protectoare pentru cei ce aparțin Lui, pentru cei ce sunt ai Lui. Cei ce au fost iertați de trecutul lor, aceia beneficiază și în prezent, pentru că noi tot mai greșim. Suntem oameni și încă greșim, dar avem la Domnul un mijlocitor, îl avem pe Domnul, care ne garantează iertarea. Ce frumos spune omului Dumnezeu Petru în epistola lui, vis-a-vis de acest gând, spune așa, Apostolul Petru în prima epistolă, capitolul 1. Că știți că nu cu lucruri peritoare, versetul 18, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Un sânge desăvârșit, prin care noi am fost răscumpărați, iertați, și avem trecutul spălat, curățit. Avem o pagină nouă, un dosar nou, care s-o deschide înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos, eu de multe ori mă gândesc, Doamne, este extraordinar, tot trecutul Tu l-ai iertat și știți cum l-ai iertat? Niciodată nu-ți mai aduci aminte de ceea ce ai făcut, dar să aduci aminte din momentul în care Te-ai iertat și Te-ai făcut copil al Lui, de acum trebuie să trăiești ca un copil al Lui. De acum trebuie să-L reprezinți pe El cu demnitate. De acum trebuie să vorbești cum a vorbit El, să gândești cum a gândit El, să acționezi cum a acționat El. Dar de unde știu eu cum a gândit El și cum a acționat El? De aici din cuvânt. De aceea încă o dată, Doamne, umple-ne de cuvântul Tău. Ce frumos spune în Cartea Evreilor, printre altele cu privire la această jertfă minunată. Spune aici în capitolul 9, versetul 22, și după lege aproape totul este curățit prin sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipuri lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Și acesta nu a fost altul decât sângele Domnului Iisus Hristos. Doamne, Te binecuvântăm pe Tine! Pentru sângele Tău, care și astăzi are aceeași valoare, are aceeași putere. Spune omului Dumnezeu, Pavel vorbește aici, vis-a-vis de acest lucru. Efeseni, capitolul 1, versetul 7. În El, în Iisus Hristos, avem răscumpărarea,
prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său, deci prin sângele Lui iertarea păcatelor. Iar apoi tot Pavel spune în cartea Colosenilor, din nou reia această idee, versetul 13 și 14, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a izbăvit, era o putere care ne lega, dar El a venit și ne-a izbăvit, ne-a adus eliberarea de sub puterea întunericului. Apoi spune, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Iar versetul 14 e o reluare a ideii în care avem în Domnul Iisus și în sângele Lui. Avem răscumpărarea, prin sângele Lui avem iertarea păcatelor. De aceea doresc, dacă sunt prieteni aici, Doamne ajută-le să se apropie de Tine. Cu credință că Domnul și astăzi are aceeași putere și aceeași valoare. Încă o dată, un om iertat este un om iertat. Să spune toți că nu sunt iertat. Dar nici nu mă interesează ce spun. Eu știu că sunt iertat. Asta ei trebuie să fie deviza. Am în mână Biblia aceasta să spună toți că nu am. Eu știu că am în mână. Când ești iertat, trăiești literalmente iertarea. Te bucuri, ești plin de pace și cu o dorință sfântă de a-L reprezenta pe Domnul cu demnitate în viața aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu uitați, descoperirea Domnului, întâlnirea cu El, aduce această spălare a păcatelor. Un al doilea lucru pe care îl găsim aici a consemnat în versetul 16 și apoi o reluare în versetul 9. Un al doilea lucru imediat. Și a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Un al doilea lucru, El ne-a introdus, a făcut din noi o împărăție, dragii mei. Sigur, este un lucru nemaipomenit, o mare binecuvântare. Uitați ce spune, ceva vreau să citesc. Exod 19, foarte multe texte sunt, dar unul citesc. Exod 19, versetul 5 și 6. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, spunea despre Israel, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Dar vreau să spun că nu l-au reprezentat cu demnitate Israelul. Israelul nu a fost la standardul dorit de Dumnezeu. Dumnezeu le-a vorbit foarte mult și ei nu au ascultat. Și uitați acum un cuvânt final. Sigur, până la acest cuvânt erau multe. Dar mai citesc doar acest cuvânt final. Versetul 43 din Matei 21. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Va fi luată de la voi. Asta nu puteau ei să înțeleagă. Cum Israelul să fie lepădat? Împărăția să fie luată de la el, de la ei. De ei nu puteau concepe că altcineva să fie favoriții celui preanalt. Vreau să nu uităm, dragii mei, însă, că din momentul acela așa s-a întâmplat. Împărăția lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus, nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite aici sau uite acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Împărăția începe de aici. Și împărăția lui Dumnezeu nu e altceva ca reprezentanța celui preanalt, decât biserica Domnului Iisus. Uitați ce spune Biblia în Evanghelia după Matei, în capitolul 16. Matei 16, Domnul Iisus spune aici, printre altele, la un moment dat, în felul următor. Spune aici, Simon, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această biserică, pe această piatră, voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica lui, împărăția lui se zidește începând de atunci și se pune piatra. Știți care este piatra? Pe această piatră, tu ești Petru, Petros. Și pe această piatră care înseamnă Petra, se zidește biserica. Știți care este piatra? Mărturia lui Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Asta e mărturia pe care trebuie să o aibă fiecare, înțelegerea absolută, atunci când noi venim la Domnul Iisus și când depunem mărturia prin botezul în apă. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și cred că El este și Mântuitorul meu personal. Foarte important acest lucru. Împărăția începe de aici, dragii mei. Împărăția nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Dar acum, cu privire la această împărăție, vă citesc ceva foarte frumos și interesant. Spune aici, Efeseni, capitolul 1, versetul 3, spune așa: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Știți unde este biserica Domnului?
Biserica Domnului este în loc ceresc. Aici spune la prezentul continuu, nu la viitor, nici la trecut. Ce vom fi nu s-o arătat încă. Atunci se va vedea că vom fi ca El. Deocamdată suntem copii al lui Dumnezeu. Și aici spune, recitez versetul 3, atenție. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat deja acum. Prezentul continuu. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări domnicești în locurile cerești. Versetul 6 din capitolul 2 spune așa. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Biserica Lui este într-un loc ceresc. Cei ce aparțin Lui sunt în locuri cerești. Noi suntem într-un loc ceresc. Versetul 19 din Efeseni, capitolul 2. Așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelii apostolilor și prorocilor, iar piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos Domnul. Noi suntem cetățeni cu sfinții. Trebuie să ai cetățenia cerească. Biserica lui adevărată, universală. Asta e o biserică locală de aici, din Deva. Și la noi, la Betel, e o biserică locală. Ei, totalitatea celor născuți din nou, care străiesc cu Domnul și în prezența Lui, sunt în locurile cerești. Fac parte din biserica Lui universală. Dacă toți de aici vor fi născuți din nou și trăiesc sub impulsul și călăuzirea Duhului, toți vor intra și vor fi și în biserica universală, în locurile cerești. Spune aici, cu privire la acest loc ceresc, uitați ce spune Apostolul Pavel în Coloseni. Spune aici, recitind versetul 13, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și zice, ne-a strămutat. Când ne-a izbăvit? Atunci când El a venit în viața noastră, s-a produs acel impact. Când Domnul ne-a făcut descoperirea adevărului Lui și a produs nașterea din nou. Spune, atunci ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, iar un al doilea lucru, ne-a strămutat. Unde ne-a strămutat? Auziți? În împărăția Fiului dragostei Lui. Biserica este într-un loc ceresc. Împărăția Fiului dragostei Lui. Și acum, cu privire la aceasta, sigur, sunt și alte texte, dar ceva vreau să mai citesc din cartea Efesenilor. Spune aici ceva foarte interesant, Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. În locurile cerești sunt toate căpeteniile, domniile întunericului. Și tot în locurile cerești este și biserica. Vreau să spun că diavolul nu are treabă cu cei din afară, are treabă cu noi, care l-avem pe Domnul și aici lupta tot timpul. El vrea cumva, dacă poate, să ne tragă, să cădem, să coborâm din acea împărăție. Și Domnul este Cel ce este de partea noastră, prin Duhul Lui și prin Cuvântul Lui. Și El nu ne lasă, El este Cel ce ne dă biruință. Știți ce a spus Domnul? Zice, Tatăl meu este mai mare decât tot și nimeni nu-i poate smulge din mâna Tatălui meu. Biserica Lui este a Lui. Știți de ce a rămas de 2000 de ani? Și a merge înainte? Pentru că este a Lui. Păi dar toate sistemele sociale, au venit unul și s-au consumat, și au venit un altul și așa mai departe. Împărățiile lumii s-au dus și se vor duce și care sunt. Dar biserica Lui nu se va duce, a rămâne în picioare, pentru că este a Lui și El o ține în mâna Lui. De aceea biserica Lui este biruitoare. Doamne, dă-ne biruință! Vrem, Doamne, însă să facem parte din biserica Ta. E, așa se întâmplă că de multe ori unul lângă tine se bucură în biserică, iar altul parcă e imun la tot ce se face. E imun, el este în biserica locală, nu și în biserica universală. E, când ești în împărăție, te bucuri, vii aici cu o dorință, te uiți la ceas, mă, vreau să ajung înainte, vreau din timp să fiu acolo. Nu vreau să întârzi, nu se poate. Păi Domnul totdeauna e primul la părtășie. Păi El nimeni nu-L poate întrece, să vin eu înaintea Lui. El întotdeauna e prezent la întâlnirile noastre. Ei, o astfel de om e foarte atent la gura Lui, la gândurile Lui. De aia spune Apostolul Pavel, zice, noi să vă gândiți la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Zice, gândul vostru să fie gândul Lui Hristos. Un astfel de om tot timpul e marcat. Doamne, vreau să slujesc, vreau să Te reprezint, Doamne. Vreau în inima mea să fie prezența și chipul Tău văzut. Dumnezeu să binecuvinteze toată biserica.
Apoi un al treilea lucru, nu uitați primul încă o dată, descoperirea Domnului aduce iertare. Asta este o ordine prioritară, o ordine cronologică dacă vreți. Iertarea, iertarea de păcate, dar o iertare totală. Când Domnul face iertarea, El nu-și mai aduce aminte de nimica. Noi de multe ori, și ai nu-i bine, iertăm, dar nu uităm. Doamne, ajută-ne să uităm! Ajută-ne să fim ca Tine! Niciodată nu mi-a mai imputat Domnul nimica ce am făcut până în momentul în care m-am întors la El și-L binecuvânt pe Dumnezeu. Un al doilea lucru, descoperirea aduce această stare, mă introduce în împărăția Lui, în biserica Lui adevărată. Sunt în împărăția Lui, sunt a Lui, sunt în evidența Lui și în evidența cerului. Un al treilea lucru în ordine, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz. Un al treilea lucru aduce necaz. Vreau să vă spun ceva, știți ce a spus Domnul Iisus printre altele? Căutați împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui, mai mult decât orice altceva. Nu-i despărțită una de cealaltă. Împărăția nu-i despărțită de neprienire. Neprienirea Lui, știți care este? E Domnul Iisus Hristos. Zice, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Când zice Biblia, căutați împărăția, dar nu fără neprienire. Vreau să vă spun că mulți caută împărăția și ar vrea să ajungă în împărăție. Dar să nu aibă starea de neprienire și neprienirea. Neprienirea e Domnul Iisus, așa cum a fost El. De multe ori vor să aibă neprienirea oamenilor. Păi uite cum e ăla, mă mulțumesc, cum iese cu tare sau cu tare. Și de multe ori și o biserică locală se mulțumește cu standardul, uitându-se la standardul altei biserici. Când noi ne verificăm și trebuie să ne uităm, trebuie să ne uităm aici, aici e oglinda, în cuvântul lui Dumnezeu. Ei, dacă toate s-ar rezuma numai la iertare și la bucurie în împărăție, când împărăție noi ne bucurăm, dar nu și fără necazuri. Necazurile fac parte integrantă din drumul nostru spre veșnicie, din mântuirea noastră. Și Biblia spune, părtași la necaz, cum și Ioan, marele apostol, a fost părtași la necaz? Acum se spune că când a avut Apocalipsa, revelația Apocalipsei, era foarte în vârstă. După ce au încercat toate metodele în dreptul lui Ioan, sub toate formele, nu au reușit, la vârsta aceea de 96-98 de ani, se spune că ar fi avut Ioan atunci când a avut revelația Apocalipsei, l-a dus pe insula Patmos, în ideea de a-l izola, de a-l izola de colectivitate, de părtășie, de frățietate. Să nu mai aibă pe nimeni și să moară acolo. Nu mai avem pe nimeni. Și atunci când toate ferestrele, într-un fel, pe orizontală, au fost închise, s-au deschis cea pe verticală. Și Dumnezeu i-a vorbit și i-a dat Apocalipsa, care nu face altceva decât să completeze întregul, să fie un întreg extraordinar. Dacă n-ar fi Apocalipsa, n-ar ști ce urmează, dar Dumnezeu încă o dată iese desăvârșit în tot ce face. De aceea doresc, Doamne, vină în viața noastră. Ajută-ne să înțelegem voia Ta, părtași la necaz. Spune Biblia foarte mult, Domnul Iisus a fost primul care a fost încercat prin necaz. Și Dumnezeu, zice, l-a desăvârșit în Cartea Evreilor, autorul Epistolei către Evrei, prin suferință, pe cel ce este căpetenia credinței noastre. L-a desăvârșit prin suferință, prin suferință. Ei, oamenii lui Dumnezeu, Pavel, a fost și el încercat. O trecut prin necazuri. Ioan o trecut și el prin necazuri. Cu privire la aceste necazuri, sigur, sunt multe texte, dumneavoastră le știți. Dar printre altele citești ceva din Cartea Romanilor, capitolul 5. Zice lui, Domnul Iisus, îi datorăm faptul. Zice, deci fiindcă suntem socotiți neprieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce spuneam la început? Pentru bucuria care era pusă înainte, Domnul s-a bucurat. El vedea biserica Lui. El vedea mântuiții, chiar veșnicia o vedea. Noi prezenți cu El în veșnicie. Și El se bucura. Și acum ne spune nouă. Zice aici, Lui datorăm faptul, zice, că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Dar mai mult ne bucurăm chiar și în, zice, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. În necazuri? Da, și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul lui Cel Sfânt care ne-a fost dat. Ne bucurăm și în necazuri, nu de necazuri. În necaz ne bucurăm că Dumnezeu este cu noi. Domnul Iisus nu lasă pe ai Lui niciodată.
Și El nu lasă încercarea mai mult decât o putem noi suporta. Odată cu încercarea au pregătit și mijlocul și mobilul de ieșire din încercare. Pentru că El vrea să ne curățească. Vreau să nu uităm, dragii mei, cine crede că dincolo se pot face transferuri sau că dincolo vei fi curățit de păcate, totul aici este. Aici Domnul se ocupă de modelarea noastră, de curățirea noastră, cum spune în cartea lui Ieremia și Isaia. Zice, degeaba curățesc eu, vorbea despre Israel, că zgura nu se dezlipește. De aceea se vor numi argini lepădat, de aia Domnul i-a lepădat. De aia Domnul ne curățește în încercări, ne modelează ca să-i putem asemăna Lui. Aurul trebuie să fie curățit, dragii mei, ca să până acolo încât să se poată vedea chipul în aurul acela. Atunci e aur curat. La fel și noi suntem încercați. Merită să citesc aceste versete care le avem aici în 1 Petru în capitolul 1. Spune printre altele așa, voi sunteți, versetul 5, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în această mântuire, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Căci încercările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la cele ce se văd, cele ce se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice și eterne. Spune aici, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că vă dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Eu doresc Dumnezeu să ne dea biruință în încercare. Vreau să vă spun că în încercare mulți dau înapoi. La ora actuală auzim mereu, fraților, dar ce încercări vor veni, ce prigoane. Nu așteptăm, ajunge zile în cazul ei, nu ne frământăm cu ceea ce va veni. Dar Biblia mai spune ceva, cine e credincios în cele mici, va fi și în cele mari. Păi cine aici, în cele care le avem la ora actuală și zilnic, e biruitor, acceptă, se bucură, chiar și în necazuri, cheamă numele Domnului, nu cade în deznădejde și în disperare, nu murmură, nu cârtește, ci îl slăvește pe Dumnezeu și îi mulțumește. Ei, același în zilele care vor veni, cât de grele ar fi ele, Dumnezeu are putere suficientă să ne țină în picioare. Pentru că suntem în mâna Lui și El este mai tare decât toți. Este stăpânul Universului. Îl rugăm, Doamne, vină în ajutorul nostru. Iar în încercare ajută-ne, Doamne, să Te binecuvântăm pe Tine. Să nu uităm, Iov, ca Iov nu a fost nimeni încercat. Și totuși, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Apoi un al patrulea lucru pe care vreau să-l mai amintesc scurt. Deci încă o dată nu uitați, descoperirea aduce iertarea, descoperirea ne duce în împărăție, am intrat în împărăție, descoperirea aduce și necaz. Aduce necaz, dar pentru aceste necazuri Domnul ne răsplătește. Că și cei din lume trec cu necazuri, păi Domnul nu-i răsplătește. Păi așteaptă o sânda, spune Biblia. Ei, și în al patrulea rând, spune aici versetul 9, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la răbdarea în Iisus Hristos. În al patrulea rând, răbdare. Știți ce spune Biblia? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Căci aveți nevoie de răbdare după ce ați împlinit voia Domnului, cea bună, plăcută și desăvârșită, să puteți primi ce v-a fost făgăduit. În Tesaloniceni 2, Tesaloniceni capitolul 3, versetul 5, Domnul să vă îndrepte privirile, inimile, spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să privim la răbdarea Ta. Tu ai răbdat până la capăt. La mari oameni al lui Dumnezeu au fost o răbdat. Promisiuni extraordinare și totuși au rămas pe verticală. Au avut cuvinte articulate până la capăt. Au rămas credincioși lui Dumnezeu. Eu doresc cele patru lucruri Domnul să le creeze în toate inimile. Vrem, Doamne, Tu să rămâi stăpânul nostru. În ultimă instanță vreau să amintesc ceva în final. De aici, din Apocalipsa, versetul 17 și 18 pe care l-am citit. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Și aici spune primul lucru, cel viu. Dragii mei, noi nu avem un Hristos mort, noi avem un Hristos viu. Dumnezeul nostru este viu în vecii vecilor. El e viu, dar vreau să vă mai spun încă ceva, să nu uitați. Cine l-are pe El este viu din punct de vedere spiritual. Nu e un om mort. Nu e un om bolnav. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă
din belșug. Păi un om paralizat are și el viață. Dar ce viață are? Din plin? Nu din plin. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Vreau să spun, când intri într-o biserică locală, îți dai seama cât de vie este ea. Imediat îți dai seama pulsul. Un om e desconspirat uneori și dintr-o frază, dintr-o expresie a lui. Îți dai seama și îl poți eticheta. Noi avem un Hristos, un Mântuitor care este viu. Doamne, fă-ne vii pentru Tine. Vii pentru Tine și pentru împărăția Ta. Pentru cele spirituale, Doamne. Și morți față de lucrurile lumii acesteia, de murdăria lumii acesteia. Un al doilea lucru, avem un Mântuitor, spune aici, viu, dar un al doilea lucru, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Noi avem un Mântuitor, în al doilea rând, care o biruit, biruitor. O biruit. El o biruit pe cel rău, dragii mei, dar o biruit până la capăt. Domnul n-a greșit măcar cu un cuvânt, să rețineți ideea. Singurul care n-a greșit cu un cuvânt măcar. Domnul a fost desăvârșit în totul, în gândire și în toată lucrarea pe care a făcut-o înaintea celui preanalt. El este biruitor. El vrea și cine l-are pe el, că de-aia noi l-avem în inimile noastre, cine l-are pe el și el și acela trebuie să fie biruitor. Cel ce a avut descoperirea, s-a întâlnit cu Domnul, trebuie să fie biruitor. Doamne, dă-ne biruință! Ai biruință în toate domeniile, trebuie să ne luptăm. Domnul vine și îmi dă cât mă lupt și eu, cât cer și eu. Știți ce a zis Domnului Israel? Zice, orice loc pe care îl va călca talpa picioarelor voastre este al vostru. Atât! V-am dat țara, dar numai cât va călca talpa piciorului vostru. Nu ori călca peste tot. Din pricina aceasta nu ori intrat în perimetrul pe care l-or avut. Și Domnul îmi spune și mie, câte lupți atât ai. Dumnezeu să ne dea biruință. Și un al treilea lucru, noi avem un Mântuitor stăpân. Auziți ce spune? Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Îl binecuvântăm că stăpânul bisericii nu este un om. Cât de mare ar fi el? Nici Pavel, nici Petru. De multe ori sunt oameni care cred că Petru este stăpânul, el este cu cheia și așa mai departe. Da, de unde? Cel ce este stăpânul bisericii este Iisus Hristos Domnul. Doamne, vrem să fii și stăpânul nostru. Vrem, Doamne, să rămâi stăpân în biserica aceasta. Vrem, Doamne, peste familiile noastre să stăpânești. Vrem, Doamne, în viața noastră personală să fii stăpân. Încheie aici și din toată inima doresc Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să aibă în vedere și prietenii, dacă au fost prieteni, să cerceteze în continuare. Și Domnul să ne dea mântuire tuturor. Amin.